Intensificarea războiului din Ucraina mobilizează și autoritățile de la noi. Mii de rezerviști din Prahova și Dâmbovița au fost chemați pentru pregătire zilele acestea. După două sau chiar trei decenii în care n-au mai pus mâna pe o armă, participă la sesiuni de tragere cu muniție de război. În plus, le sunt prezentate și noile tehnologii care au intrat recent în dotarea armatei. Serie drept? Pe armamentul de tragere, pentru luptă curcat, încărcat. Peste 600 de militari în rezervă din Prahova și-au adus astăzi aminte de vremurile când făceau instrucție zi de zi. Mulți dintre ei nu au mai pus mâna pe o armă de aproape 3 decenii. Am luat uniforma din nou, arma din nou și acum urmează să tragem. O zi frumoasă. Când ați tras ultima oară? Păi acum 25 de ani. Măcar jumătate să nimeresc. Credeți că ar trebui mai des instrucțiile acestea? Da, cred că odată la 10 ani ar fi bine. În total, 6.000 de rezerviști din Prahova și Dâmbovița au fost chemați la exercițiul MOBEX 24, organizat în această săptămână. Statul vrea să verifice cât de pregătită este populația pentru apărare. Tragerile se execută cu armamentul din dotare, pe care îl are fiecare armamentul individual al fiecărui rezervist, dar în același timp li se prezintă și tehnică nouă intrată în dotarea armatei române. Mulți rezerviști au văzut astăzi pentru prima oară un sistem HIMARS. A fost dezvoltat la sfârșitul anilor 1990 pentru Armata Statelor Unite, iar în România a fost introdus în urmă cu 4 ani. Sistemul este format dintr-un camion care are în spate 6 rachete și poate lovi până la peste 300 de kilometri distanță. Mobilizarea trupelor ține doar o zi și este făcută de mai multe ori pe an în toată țara. Cei care refuză să se prezinte riscă amenzi de 4.000 de lei. Până în acest moment vă pot spune foarte cu certitudine că nu au avut niciun refuz, în sensul în care odată ce semnezi pe ordinul de chemare, în acel moment este prezinți, altfel este contravenție. România are circa 55.000 de rezerviști care se pot alătura în caz de nevoie armatei. Mulți dintre ei au în jur de 50 de ani și nu mai sunt apți de luptă. Ar trebui măcar pentru cei tineri să învețe măcar elementele de bază, deci să știe să țină așa ceva în mână. Cred că ar fi o experiență bună pentru ei să știe să folosească așa ceva, dar nu cred că armata obligatorie e bună. În prezent în Parlament există un proiect pentru așa numită armată de voluntari, prin care tinerii sunt încurajați să facă 4 luni de instrucție. În cadrul programului, doritorii vor putea învăța cum să mânuiască diferite tipuri de arme, să participe la cursuri de orientare în teren, de decontaminare sau de prim ajutor.